se întâmplă fenomenul ăsta. Și... Nu e problemă, se taie. Ce se taie, nu se fluieră, da. Așa, tăiem când... Da, da, da. Nu știu dacă ți-ai terminat fraza. Nu. Dupla doi atunci. Mai trecem o dublă ceașa, începusem prost. Începem din nou, ia. Te rog, mersi. Așa. Deci... Suntem la premiera filmului 2020 sau 2020, unde ai unul din role principale. Spune-mi cum a fost pentru tine această călătorie zăpăcită, pentru că filmul este o întreagă nebunie ce se întâmplă acolo în pandemie. Cum percepi tu treaba asta? Cum ai perceput-o? Eu percep în primul rând, știu că e numită comedie neagră, dar o percep mai degrabă ca pe o tragicomedie. Iar rolul principal e unul dintre ele, de fapt, dintre cele două. Și cum s-o percep? Era un lucru care mă întâlnisem în anul 2020. Sigur că cu distanțarea de acum le vedeam altfel, dar în același timp era tentația de a-mi aminti propriile mele momente asemănătoare cu ale personajelor, pentru că au fost. Au fost. Recunosc că am avut momentul când am dezinfectat și pungile din pungi și alte lucruri. Bun. Sigur, n-am ajuns până unde ajung personajele, că despre asta e vorba. Am încercat să recreăm, practic, fel de privire a acestui fel de om. Personajele sunt niște oameni simpli care se duc, lucrează, nu se știe ce în Italia. Pare că ceva destul de dubios, destul de departe de lucruri. Așa? Și care eu hotărârea să se retragă acasă din calea virusului, după care aplică concret gospodărește toate enormitățile pe care le întâlnesc pe net. Simplu. Și atunci, sigur că mi-am adus aminte de privind spre 2020, fără niciun fel de mânie, doar cu... Da, erau oameni jur care mă surprindeau și atunci, mă surprind și acum, despre asta e vorba. Idei nenumărate, care de care mai înălucitoare circulă. Iar unii le și aplică. Asta se întâmplă. Sigur că nu arătăm cu degetul spre nimeni, Doamne ferește, nu râdem de anul 2020, nu râdem de pandemie, nu râdem de virus, nu râdem de tragedie. Dar de felul în care omul s-ar putea uita la ceea ce îl copleșește și îl înconjoară, de asemenea copleșitor, de asta din când în când putem râde. Poate ne vindecăm, poate peste tot să fie mai bun, poate Doamne ajută. Asta mi s-a părut foarte interesant la film, pentru că putem să facem haz de o situație care atunci părea foarte dramatică. Cum privești tu cu ochii de acum, în 2024, ce s-a întâmplat atunci? Of, Doamne, în primul rând, din nou, nu facem haz de situație și doar de felul omului de a o privi sau de a relaționa cu ea. De o percepe. De o percepe și de a avea niște alegeri în legătură cu situația. Ia situația vine, la un moment dat. Ori e adusă, ori vine, după caz, ori amândouă. Și privind în urmă, da, cum să zic, mă pot uita chiar cu jenă la un moment dat, la unele momente ale mele din 2020, pentru că momente de teamă, panică, rușine chiar atunci, am avut toți. Poate e bine să ne le asumăm și să ne facem pace cu ele, într-un fel, și să le ducem mai departe. Fiind în anul 2024, nu avem prima capcană din care fi să plasăm întregul fel de a simți sau de a gândi anul 2020 ca pe ceva din trecut. Oricare altă situație ni se poate întâmpla la fel. Că să avem același fel de a percepe, de a gândi, de a simți, de a reacționa. Fiecare după cum e structura și sufletul, inima și așa mai departe. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Din punctul meu de vedere, să învățăm din toate cât putem mai bine. Ai secvențe în film în care vorbești italiana? Ți-a pus probleme treaba asta sau știai? Te descurca bine? Mulțumesc frumos. Nu vorbesc limba italiană, dar am încercat să fiu riguros. Exact. Și dacă se aude bine, mă bucur că nu se aude ignoranța mea în ale limbii italiene, cu tot respectul față de cei care vorbesc. Da? Trebuie să-ți fac un compliment, mi-a plăcut foarte mult cum arătai cu barbă. Mulțumesc. Mi se părea că ești așa o apariție specială în peisajul filmului românești. Parcă nu ești din filmul nostru, ești de undeva din afară. Și este un compliment. Mă bucur că, iată, spectatorii te pot descoperi în rol principal într-o comedie pentru întreg publicul. Mulțumesc tare mult, sunt recunoscător publicului. Până la urmă, lui e destinat tot darul nostru așa cum e el, cu bune și cu rele, dar din toată inima. Și atunci,
dacă se întâmplă, dacă se întâmplă să nu putem decât să fim recunoscători, nu? Să mulțumim publicului, să mulțumim pentru toate. Și în final, pentru că filmul din 15 martie intră în cinematograf, ai un mesaj pentru spectatori? Dacă vă doriți și dacă aveți curajul să priviți, să vă priviți în ipostaza din anul 2020 pe care veți fi avut-o, sau pur și simplu să fiți împreună cu noi în această călătorie spre anul 2020, vă așteptăm cu drag. Oricum ați fi, veți fi mulțumiți. Într-un fel sau altul. Mersi!